Bună seara, bun găsit la actual regional. Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca și cei de la Universitatea babes bolyai au fost zilele acestea față în față cu angajatori de top din Transilvania. Tinerii și-au căutat fie un program de internship, fie primul lor loc de muncă, în speranța că vor acumula cât mai multă experiență, iar la rândul lor, viitorii șefi și-au căutat oameni pe care să-i formeze încă de pe băncile școlii. Evenimentul a avut loc la sala polivalentă pe parcursul mai multor zile și a fost organizat de Asociația Beste Cluj din cadrul UTCN. Alături de mine este Diana Dulgeriu, organizatorul principal al acestui eveniment, Job Shop. Este alături de mine și spun bună seara, îți mulțumesc pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc tare mult. O să facem un bilanț al acestor zile. A fost cu număr le 29, însă pentru început îți propune să vizionăm un material filmat în urmă cu câteva zile, chiar într-una din zilele de stand, când tinerii au fost față în față cu potențiale angajatori și sunt curioasă să vedem care a fost feedback-ul lor și ce s-a întâmplat. Haideți să vizionăm materialul și apoi ne întoarcem aici în platou la discuție. Tânera generație de studenți este dornică să muncească, să acumuleze experiență și să învețe de la cei mai buni. În ajutorul lor a venit Asociația Beste Cluj Napoca din cadrul Universității Tehnice, care a organizat un eveniment dedicat studenților la sala polivalentă. Sunt 21 de companii prezente astăzi aici, majoritatea fiind din domenii tehnice. Iar evenimentul este pentru studenții de la Universitatea Tehnică, dar și un pic mai departe spre cei de la UBB, la Mateinfo. Jobshop este un contact direct între companii și studenți. Aceștia pot pune întrebări reprezentanților și pot afla mai multe despre locurile de muncă și despre ofertele de internship. De partea cealaltă, studenții salută această inițiativă și sunt încântați de oportunitățile oferite. Chiar dacă sunt la început de carieră, ar avea nevoie de anumite beneficii din partea viitorului angajator. Nu se pot face M-au câteva din partea de gaming, din partea de software mai degrabă, dar me aș merge și pe partea de hardware. Ce așteptări ai de la viitorul tău angajator? Să am un program flexibil, să, să fac ceea ce îmi place, nu să fac ceea și după să mă plictisesc. Sper să-mi găsesc un job, dacă tot am venit aici. Ce fel de job cauți? În uh, IT, în principiu. Și ce așteptări ai de la viitorul tău angajator? Ce condiții ai vrea să îți accepti? Păi, nu știu, să mă învețe lucruri noi, să fiu într-un mediu unde să mă simt apreciată, să am colegi care să se ocupe de mine, ceva de genul. Programul? Programul, flexibil, hibrid, depinde. Îmi place și uh, să stau la birou, dar mi-ar plăcea să lucrez și de acasă. La început o salariu bun, dar după aia vreau să ajung să lucrez de acasă. E cel mai bine ca să-mi fac singur program. Job Shop este la cea de-a 29-a ediție. Discutăm despre bilanțul acestei ediții, numărul 29 a Job Shop, cu invitata mea, Diana Dulgheri, organizator principal al evenimentului. Bună seara, Diana, încă o dată și să mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să te întreb cum au fost aceste zile, pentru că au fost multe, aglomerate, mai ales pentru tine, ca organizator principal. Ați avut workshop-uri, ați avut zile de standard, să le luăm așa pe fiecare. Dacă ar fi să faci un bilanț, cum e? acum e bine și a fost bine și pe parcursul celor două zile de stand și pe parcursul săptămânii de workshopuri. A fost multă agitație pentru că am mers dintr-o parte în alta, că unele workshopuri se țineau la facultate și altele la sediu companiilor. Și atunci a fost o fugă constantă. Iar la zilele de stand uh, am fost mulțumiți la final când am văzut că munca noastră chiar a dat roade și că studenții au fost foarte încântați de ceea ce au găsit la Polivalentă. Au fost uh, 21 de companii care au venit și au prezentat ofertele, fie că vorbim de internship-uri, fie pentru primul loc de muncă. Uh, unii au cerut experiență, alții nu, alții vor să își formeze ei mâna de lucru încă de pe băncile școlii. Deci uh, aceste companii mai întâi au venit în mijlocul studenților și le-au arătat ce se întâmplă într-o astfel de firmă, depinde de domeniu, cum au fost aceste workshopuri? uri nu ce au constat mai exact? Câteva dintre aceste workshop au fost strict pe partea de carieră, cum să îți faci un CV, ce înseamnă o carieră în IT, altele au prezentat tehnologia ale companiilor și au mai fost și prezentări de companie și au explicat studenților în ce constă să lucrezi în respectiva companie. Pentru studenți cred că au fost folositoare pentru că au intrat puțin în companie și au văzut câteva inside-uri. Și așa au prins poate gustul de a fi și ei angajați. Da, da. Poate de asta au fost și curioși să vină la zilele de stand, să afle mai multe despre ofertele de angajare și de internship, nu doar despre companie în sine. Și faptul că au venit în mijlocul, reprezentanții de la companie au fost în mijlocul studenților, au aflat exact care sunt cerințele lor. S-au schimbat pe parcursul anilor. De asta voiam să se întreb, pentru că cerințe sunt și de o parte și de alta. Este tânăra generație, mai pretențioasă acum, au anumite așteptări, de exemplu, și în material. Am auzit, vreau să lucrez de acasă, dar poate hibrid și șeful să mă înțeleagă cum. cum? este, de fapt. De ce e tânăra generație, nu știu, poate comodă sau poate pandemia a deschis acest apetit pentru munca hibrid? Poate și pandemia a fost un factor în munca hibrid, dar este un pic mai ușor. În unele zile doar să mergi la birou și în altele să lucrezi de acasă, ținând cont că lucrezi efectiv de pe laptop sau de pe calculator. Și e mult, mult mai comod, poate așa, dar randamentul e același. Dacă ar fi să te refer la tine, ce așteptări ai de la viitorul angajator? Uh, să am un program flexibil. Uh, cam asta, în principiu, să am un program flexibil. Pentru Cel puțin eu, unul, am doresc să merg fizic la locul de muncă. că așa simt că mă pot integra și pot fi mult mai folositoare acolo și chiar să, îmi dau, să mă dedic complet. Au fost uh, mai multe companii față de anul trecut? Uh, da, anul trecut au fost prezente în zilele de stand 16 companii, anul ăsta 21. Din ce domenii? Majoritatea pe partea de IT. Uh, a mai fost o companie pe inginerie și cam atât. Cele care au fost pe IT au totuși departamente pe partea de economie sau de marketing, și atunci au putut prezenta și studenților de la alte facultăți, nu doar uh, UTCN și uh, Mateinfo. De asemenea, avem ca neutate acest uh, job shop, un mini târg de carieră, la care ar fi să ne referim că și săptămâna trecută da. crujenii din multe domenii au avut parte de un târg dedicat pentru locuri de muncă. Avem acest job shop dedicat studenților de la UTCUNE, dar și celor de la UBB. Uh, da, este organizat de noi, BEST, care este o organizație afiliată Universității Tehnice și atunci de asta ne... Uh, ne folosim. Uh, e pentru studenții de la UT, dar ne ducem un pic mai departe și pentru cei de la UBB, pentru că și aceștia sunt interesați de partea de IT. Uh, totuși, uh, Job Shop este cel mai longeviv eveniment de carieră din Cluj. Este la cea de-a 29-a ediție și ce îl face diferit este că este organizat de studenți, pentru studenți și este pur voluntariat. Ce feedback ai primit din partea studenților? Au fost încântați mai mult de workshop-uri, mai mult de vizitele pe la stand, ce au spus de ofertele companiilor? Au fost foarte entuziasmați de zilele de stand pentru că au simțit că este un mediu ceva mai friendly și mai prietenos, nu atât de rigid cum este pe la alte târguri de carieră. Iar legat de ofertele de angajare, au spus că e exact ceea ce își Doreau ce căutau, pentru că foarte mulți și caută acum inter- și practică. Și faptul că au putut discuta direct cu reprezentanții și le-au putut răspunde la întrebări, le-a fost mult mai ușor să aleagă pentru practică sau ofertă de angajare. Până la urmă, este un eveniment, o situație din care toată lumea are de câștigat: tinerii ca tine, care încă sunt la facultate sunt primiți într-un mediu unde acumulează experiență, fie că sunt sau nu angajați, cum ai spus, unii au căutat practică. Iar de partea cealaltă, reprezentanții marilor companii prezente la eveniment uh, au văzut care sunt cerințele tinerilor, dacă pot fi formați de pe acum, să-și să, -și caute, să -și formeze specialiști pentru viitor. Uh chiar am discutat cu câțiva reprezentanți de la o companie și au zis că sunt plăcut surprinși cât de mulți studenți au fost interesați de compania lor și câte întrebări au pus și faptul că au fost studenți din mai multe, de la mai multe facultăți, nu doar de la o singură specializare, i-a bucurat enorm pentru că astfel Pot avea o diversitate în noi angajați pe care îi vor avea. Ce au de unde alege? Da, da. Cu alte cuvinte, au existat, de exemplu, și uh, locuri de muncă sau programe dedicate studenților străini, pentru că cel puțin la UBB vin foarte mulți străini care să studieze. Asta ține mai mult de oferta de angajare a companiilor. În principiu, toate companiile caută ca viitorul angajat să știe limba engleză. Deci clar sunt. Asta nu se schimbă că... niciodată. Exact. Clar <laughs> sunt și pentru studenții din afară care studiază la noi. Și care își doresc să rămână și aici, că poate le place mai mult la Cluj. Au fost oare greu de mulțumit tinerii care și-au căutat astfel de programe sau locuri de muncă? Nu cred. Atâta timp cât își doresc să lucreze și au avut de unde alege de la job shop, mă gândesc că le-a fost ușor și uh, le-au fost cerințele mulțumite. Din experiența edițiilor trecute, din ce ai mai auzit și tu de la colegii tăi, cum a evoluat acest eveniment? Pentru că ai spus că este cel mai longeviș. dacă putem să facem așa o mică, o mică lecție de istorie, cum a început totul? Prima dată a fost organizat de Best Timișoara și după a fost la noi în Cluj. Uh, încetul cu încetul, a prins și mai mult uh, influ neapărat influență, că s-a fost cunoscut de mai mulți oameni, mai mulți studenți, au început să vină la job shop și cel puțin la ultimele trei ediții uh, s-a îmbunătățit ceva mai mult, calitatea evenimentului, pentru că am schimbat locația, am început să țină la sala polivalentă, am început să contactăm și mai multe companii și poate a fost uh, un număr mai mic a companiilor în perioada de pandemie, pentru că am avut și o ediție de job shop online. În 2021. Multe au fost în online în perioada. Da. Aia. Încetul cu încetul am revenit la normal și acum a fost o ediție exact ca pe vremuri. Ce provocări ai întâlnit ca organizator principal? Cred că cea mai mare provocare a fost să văd cum îmi dedic timpul și cum îmi manageriez timpul între facultate și voluntariat, și mai departe la voluntariat să reușesc să organizez un eveniment de calitate și să iasă totul bine, să coordonez o echipă și mai mult decât atât, ceea ce mi-a plăcut ca și organizator a fost că am avut o echipă cu care am lucrat, cu care am devenit mai mult decât o echipă, pot spune o familie și de care sunt foarte mândră că datorită lor ieșit evenimentul. Și de că ai menționat acest cuvânt cheie, voluntariat, de exemplu, când eram eu studentă, nu se punea foarte mult accentul pe voluntariat. Însă, acum, acesta contează inclusiv în CV-ul pe care îl prezinți viitorului angajator. Cum s-a schimbat acest lucru? De ce contează atât de mult să vadă angajatorul că te implici și că îți place, pui suflet, pui pasiune, nu vii, pui CV-ul pe masă și spui eu, cu patru ani de facultate, vreau să mă angajez aici la tine? prin voluntariat, cel puțin eu consider că se pot dezvolta anumite skill-uri care nu pot fi învățate la facultate sau în momentul când lucrezi. De exemplu, time management, leadership și în momentul când faci asta din voluntariat și faci din plăcere, ți mult mai ușor să devii o versiune mai bună care poate ajuta, de exemplu, la un viitor loc de muncă. Pe tine cum te va ajuta voluntariatul la viitorul tău job, de exemplu? În primul rând să știu cum cum îmi planific o zi, încât să duc la capăt toate tascurile. Asta cred că este cel mai important. Să-ți atingi toate obiectivele pe care da. ți le uh, propui pentru acea zi. Cum uh, se întâmplă aici la job shop companiile? Vă caută ele? Le căutați voi pe ele? Vin ei, mari reprezentanții ai firmelor. Uite, avem nevoie de mână nouă de lucru. Hai să venim la voi la eveniment sau cum se întâmplă? Uh, în principiu avem o perioadă când noi le contactăm, undeva prin noiembrie. Se dau telefoane, mail-uri și le propunem să vină la evenimentul nostru. Mai sunt și anumite companii care sunt partenerii noștri anuali, care vin la fiecare eveniment sau la mai multe evenimente în cadrul unui an. Dar anul acesta au fost două companii care ne-au contactat ele pe noi și au spus că, da, am auzit de job Shop și vrem și noi să participăm, dacă nu este prea târziu. Și ne-a bucurat enorm faptul că ne-au contactat pe noi și -au, și au dorit să vină la evenimentul nostru. Pe când următorul job shop, acesta s-a încheiat după o lungă perioadă și, iată, bilanțul este mai mult decât satisfăcător, când va avea loc următoarea ediție, ediția cu numărul 30, și ce vreți să îmbunătățiți acolo? Va fi anul viitor, probabil tot în martie. Asta depinde de viitoarea echipă care va organiza, ce vor să aducă nou, dacă vor să continue ceea ce am făcut noi, dar cred că oricum este loc de îmbunătățire cu siguranță. Tu faci parte din organizația Best Cluj și chiar dacă este o asociație UTCN, tu fiind de la UBB, iată că acest parteneriat între universități v-a unit pe toți, v-au dus la un loc. Care este misiunea acestei organizații? Misiunea organizației este de a dezvolta studenții, pentru că sunt studenți din mai multe Culturi. Fiind o organizație internațională, atunci sunt studenți din mai multe culturi, și ne dorim să-i dezvoltăm pe toți, să diversificăm cultura și să-i unim. Ce fel de evenimente se mai fac în cadrul asociației? Urmează în aprilie un eveniment Codran, care este o competiție IT, și va fi prima ediție fizică. Acest eveniment este la cea de-a treia ediție. Este un eveniment mai nou. Uh, și studenții vor merge de la o companie la alta, și vor realiza diferite tascuri pe care le dau companiile pe partea de IT, de programare. Bun, deci va fi un fel de internship sau să experimenteze mai multe domenii, să vadă unde se potrivesc, să aibă termen de comparație? Este o competiție. O competiție. O competiție no. Deci e un fel de treasure hunt, no. dar de data aceasta, miza este mult mai mare și atât experiența acumulată și poate, cine știe, respectivii studenți vor intra într-un mod pozitiv în vizorul celor din companie și iată cum se măresc echipe. Ce sfaturi ai avea pentru tinerii de vârsta ta care nu știu, poate nu sunt atât de familiarizați cu voluntariatul și cu astfel de târguri. Ce sfătuie să interacționeze cât mai mult cu viața reală, dacă putem spune așa? Și asta te întreb pentru că, de exemplu, eu când eram în uh, facultate, îmi uh, spuneau colegii mei, dar de ce mergi în practică? După ce terminăm facultatea, mergem și punem CV-ul pe masă și cu ania de facultate suntem gata, direct, directorii. N-a fost așa, și în cazul meu a contat foarte mult implicarea și uh, practica. Trebuie să le dai un sfat: să nu se iasă din bula lor de confort. În primul rând, să facă ceea ce își doresc. În momentul când faci ceva cu pasiune, va fi superb, și va ieși o muncă superbă. Să-și urmeze visurile, să continue să spere și să lucreze cât de mult pot pentru ei și la ei, să se dezvolte cât mai mult, ca astfel va fi mult mai ușor să iasă din zona lor de confort, să, de exemplu, să discute cu un reprezentant de companie. De exemplu, și mie mi-a fost rușine anul trecut, la prima ediție a mea de job shop, credeam că nu, nu pot avea o, o discuție cu un reprezentant de la companie. Dar încetul cu încetul am reușit și mi-am dat seama că dacă lucrez un pic la mine și încep să vorbesc mai mult și să nu mai fiu atât de timidă, va fi în regulă, pentru că sunt tot oameni. Tot oameni care, până la urmă, așa cum spuneam și mai devreme, toată lumea are un interes comun aici, angajatorii să-și formeze oamenii de la început, pentru că de multe ori și în domeniile acestea tehnice, cei mai buni, Par atrași de ofertele din străinătate, nu de cele de la noi. Și iată că ei vin tot timpul cu noutăți, cât să-i facă pe studenți să rămână aici, la Cluj, sau aici în România, neapărat în, în Transilvania. Tu, de exemplu, te-ai gândit vreodată, după ce termin facultatea, vreau să plec în străinătate, pentru că? Am avut anumite gânduri înainte să încep facultatea și ziceam că poate voi face master în afară și atunci rămân acolo. Da, anul ăsta am realizat că cel mai bine ar fi să rămân aici, pentru că sigur voi găsi un loc de muncă aici, stabil și îmi va plăcea să continui în Cluj, să rămân. Ai spus că anul trecut ai fost și tu la ediție Job Shop ca participant sau tot ca organizator? Am fost ca și voluntar. Ca voluntar. A fost primul meu an în Best și am fost doar ca și voluntar Best în cadrul zilelor de stand. Și ce ponturi o să le dai acum viitoare echipe care va prelua ștafeta? să țină la ideile lor și să facă exact ceea ce își doresc, să organizeze un eveniment pe placul lor, pentru că ei trebuie să se bucure la final, nu trebuie să mulțumească pe nimeni, ci pe ei ca și echipă, să fie mulțumiți de munca lor. Foarte frumos spus! Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, succes în continuare și mulțumesc. poate te gândești să rămâi totuși da. în Cluj și succes să ne vedem și la alte evenimente best Cluj! Mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, noi ne oprim aici, aveți o seară frumoasă, la revedere!